povestisem? A, da, când s-a răstit neam la mine și m-am simțit prost, am crezut că poate nu suportăm. Până la urmă a trebuit să rămânem să terminăm programul cu Alvin, pentru că noi nu știam exact unde să facem spectacolele. Nu eram sigure nici de parc și nicăieri nu știam sigur dacă o să putem sau nu. Am terminat programul și până la urmă am plecat amândouă. După aia, cred că atât a fost în seara aia. Am ajuns acasă, în seara aia mi-a fost destul de rău. M-am culcat în jur de două și ceva. Trebuie să precizez faptul că am fost răcită. De aia mi-a fost rău și o să mai fie rău și următoarele seri. Ok. A doua zi dimineață, luni, la prima oră, doamna a fost cu băieții la ambasadă, pentru că vreau să meargă, după care i-a lăsat la muzeul satului. Iar eu cu Alexandra și cu mama ei am fost să-i luăm. Băieții deja vizitase muzeul satului, au făcut poze, au filmat ce trebuia să facă și ne așteptau. Am plecat apoi cu mama Alexandra într-o mașină și cu un taxi spre universitate. Am uitat să specific că am făcut un filmuleț foarte drăguț pe drum spre, dar pe rea n-o să-l pun. Așa. Unde era? Da, am plecat spre universitate. Alexandra a plecat cu taxiul și cu o parte din băieți înainte, iar noi am căutat un loc de parcare. Apoi am mers către locul de întâlnire, am întâlnit cu ceilalți participanți. Și de acolo am mers față la universitate. Și ne-am așezat fiecare după cum a putut, pentru că una din fete a avut prezentarea de făcut acolo în față la universitate și n-avea rost să stăm în capul ei. Prin urmare, eu mi-am scris prezentarea pentru Mănăstirea în Timp, la care nu am mai ajuns, dar ajung și acolo, pot să vă povestesc cum s-a întâmplat. Și cred că am atât, au făcut fetele prezentarea, filmări, ce mai aveau de făcut, am luat apoi prin centrul vechi, spre Muzeul Național de Istorie. Și ne-am oprit prin câteva locuri. Pe acolo era inaugurarea, deci lângă Banca Națională, cred, era inaugurarea unei statui. Am dat de niște preoți care făceau ceva slujbe, mi se pare pe nimeni să sfințești o statuie, dar hai să trecem peste că suntem în România. Și mai au și nevoie și preoții de niște bani și înțelegeți voi care-i treaba. Ok. Și am trecut pe acolo, am făcut niște poze. Am ajuns până la urmă la Muzeul Național de Istorie și acolo a filmat Alexandra. Ea a avut de prezentat. A fost foarte amuzant pentru că noi ne-am strâns acolo și înainte să filmeze și în timpul filmării noi am făcut poze și ne-am distrat. Practic ne-am cunoscut mai mult. Pentru că eram... Mie mi-era rușine, sincer, în fața lor. Cu toate că poate n-a apărut, dar... Se aude curentul și niște vâșile se aude, de fapt. Cam ciudat. În fine, nu am fantome. Și mi-era jenă de băieți. Mi-era teamă că n-o să mă descurc și etc. Până la urmă am strâns acolo și am mers să mâncăm când era foame. Și am fost la Springtime. Și acolo am mâncat, fiecare ne-a luat un meniu, unii au făcut și poze, eu n-am apărut în poze pentru că am mâncat pe tot celălalt. Apoi am fost spre... Trebuie să mă gândesc. Deci de la Springtime... am fost spre Casa Poporului, pentru că trebuia să vizităm Casa Poporului. O experiență maximă, mi-a plăcut, ce-i drept. A fost prima oară și pentru mine, când am intrat, eu eram mai încântată ca băieții. Și au avut cu băieți multe poze, deși nu aveau voie, au filmat. Am învățat și eu câteva lucruri cu ocazia asta. Oricum am fost foarte impresionată de multe. Deși nu înțeleg de ce, pentru că atunci când am fost în Viena, am vizitat o grămadă de muzei și locuri care erau tot așa mari și multe clădiri și etc. Dar
plăcut. Practic m-am simțit mândră că sunt în România în momentul ăla și că avem așa ceva. Și mi-am amintit când ne povestea domnul profesor despre cum Ceaușescu a copiat din Corea modelul. Te aveai și noi ceva corean. Așa. Și apoi după asta ne-a oprit în față. Pentru că una din fete trebuia să filmeze tot așa și restul am rămas la, mă rog, lângă gard, la umbră, am băut apă, ne-am distrat, ne-am jucat, ne-am gâdilat, a fost foarte amuzant, gâdilatul, pentru că eu, de exemplu, nu mă gâdil, dar era amuzant să-i gâdil pe ceilalți. Și cam atât acolo. Apoi am pornit pe jos, pe lângă clădirile din față, am luat-o spre Bulevardul Unirii, Trebuia să mergem, de fapt, la Mănăstirea Antim, unde trebuia eu să prezint și n-am mai ajuns. Așa că am mers către metropolie. A fost cam din scurt, așa să zic, prezentarea mea, pentru că n-am apucat să învăț nimic. Am găsit câteva informații așa de la rapid, cum ar fi. Și am improvizat foarte mult. Dar acolo a fost cel mai amuzant, când ne-am împărțit în două echipe. O parte ne-a și luat în parc, în parcul Unirii, și o parte am mers spre mănăstire, spre catedrală. Și eu am mers cu Nam, cu Agiu și Bianca, cu ei am fost. A fost foarte funny că microfonul mi l-a agățat de sutien în spate. Și în momentul în care mi-a agățat de sutien în spate, simțeam, pe tot parcursul am simțit, de fapt, ca și cum mi s-ar deschide sutienul și nu știam cum să mă mișc și nici nu mai știu ce să mai improvizez la prezentare, pentru că nu știu, n-am găsit multe informații. Eu când mă gândesc la metropolie, singurul lucru care vine în cap este un rând de oameni disperați să atingă moaștele, în genunchi, în rânduri de mii de oameni, nemâncați, flămânzi, care se bat și atât. Deci nu vine altceva în cap. Și am zis și eu mai multe, deci n-am știut ce să zic. În fine, până la urmă am terminat și acolo cu chip cu vai prezentarea și am mers către universitate. Nu, ce am cu universitatea astăzi? Către Unirii. Și de acolo am vrut să mai intrăm prin centru vechi, dar din păcate era cam târziu și rămasesem toate fără baterie. Iar doamna Kim pregătea cina pentru băieți, așa că ne-am despărțit. Și continuăm în celălalt clip, că iarăși am trecut minutele.